AI-ul devine un membru al societății. O treime dintre respondenții unui nou sondaj Kaspersky spun că inteligența artificială poate fi un lider mai bun decât oamenii și invocă argumentul imparțialității. 57% dintre ei sunt pregătiți să folosească AI-ul pentru o eficiență mai bună a vieții de zi cu zi și 31% ar folosi inteligența artificială să-și găsească partenerul potrivit pe o aplicație de dating. Și hai să o luăm pas cu pas. Deci da? Nu vrea să ne înlocuiască partenerul de dating, măcar de asta suntem siguri, cel puțin momentan. Vrea să ne ofere oportunități de dating. Mai exact, la acea concluzie, o să prezentăm imediat cele mai importante concluzii din nou în sondaj, era vorba că, de fapt, ar folosi AI-ul să-i ajute să-și întâlnească partenerul potrivit pe o aplicație de dating, probabil, cum făceam, nu știu, eu cu verișoara mea, de exemplu, când eram mică, era foarte rușinoasă și mă punea pe mine, aveam voci extra similare, deci aproape la fel, și mă punea pe mine să vorbesc în locul ei cu băieții la telefon. Dar cine a zis că AI-ul nu există de mult? Exact, poftim. Chiar, uite, pot să zic că s-a născut oare în Humulești? Nu. Foarte frumos, da, ar putea. Bun, hai să revenim la treburi mai importante, da? Pe partea de corporate, da? Avem această concluzie cumva care combate o multitudine de studii și de alte concluzii prezentate de alte sondaje în care ai văzut, deși companiile investesc puternic în AI, oamenii nu vor să învețe să folosească inteligența artificială la job, doar din principiul fricii, să-i spunem așa, dacă poate fi un principiu, pentru că cum să-mi spui, mă nene, să învăț ceva ce îmi poate sufla jobul de sub nas? Acum vin, când e vorba de așa zisă imparțialitate din punctul meu de vedere, vin și spun da, 34% din 10.000 de respondenți spun că AI-ul ar fi un șef mai bun decât omul. De ce? Poate pentru că AI-ul nu poate să le ofere un feedback ochi în ochi, poate pentru că e mai ușor să nu vrei să muncești, da? Ca să ai un șef AI, până la urmă vorbeam de acea chimie, da? Nu prea poți, nici o chimie pozitivă, nici măcar una negativă nu poți să întreții dacă vrei cu un chatbot. Dar, nu știu, hai să vedem mai exact concluziile studiului. Un alt domeniu în care AI-ul poate juca un rol important este educația. Ca să vezi. Ca să vezi și o să dăm niște exemple în curând, da, vis-a-vis de cei care reușesc să și implementeze, nu doar să răspundă la sondaje. 47% spun că tehnicile de predare pentru copii se vor, printre tehnicile de învățare pentru copii se vor număra și experiențele virtuale și metaverse în viitorul apropiat. 50% spun că inteligența artificială este deja o parte importantă sau oricum, este o parte din viața lor, de aici și concluzia că AI-ul devine un nou membru al comunității, al societății în general. 43%, deci aproape jumătate, au o perspectivă pozitivă despre ce improvement poate aduce inteligența artificială în viața lor, ba chiar citează și invocă oportunități interesante. Mm-hmm. Da, numai nu la muncă, știi? Numai să nu fie colegul tău, numai să nu fie asistentul tău, numai să nu te ajuți de el. Asta e un paradox și tot timpul felul în care se complică oamenii, asta e din punctul meu de vedere. Cred că un șef AI ar fi mult mai dur decât un șef uman. De ce? Pentru că nu are emoții. De ce? Pentru că știu că îți place cu DC-urile și îți și răspund după părerea mea, pentru că el are un scop clar, da? Are niște task-uri clare pe care el va fi nevoit într-un fel sau altul, da? Pentru că este programat în așa fel să le îndeplinească, da? Și el cu orice scop, inteligența artificială, că de-aia e atât de frică de ea, știi? Că dacă începe să aibă o capacitate peste cea a omului, va încerca prin orice mijloace să-și îndeplinească țelul. Asta este frica omului, frica principală a omului, da? Deci, nu va mai sta să te asculte când îl vei ruga să nu te dea afară, da? Va spune, ieși afară pentru că nu ești productiv, contrar ceea ce se întâmplă în companiile de astăzi, contrar profitului, să spun așa. Deci, inteligența artificială se va duce către profit, uite, nu va pierde bani. Asta mi-amintește de ce prezentai puțin mai devreme despre Elon Musk. Mi se pare tot un fel de, tot un fel de potențial AI șef, să spun. Da, de-aia este cel mai bogat om din lume. Hai să vorbim pe realitatea de azi, da? Momentan
momentan AI-ul nu poate avea nicio capacitate umană, el nu poate lua decizii. În orice companie este implementat deja un director executiv sau un director de școală, cum vom vedea imediat, el nu poate lua decizii. El ce poate să facă este să stocheze cantități mari de date și poate să ofere niște îndrumări directorului, adică un co-CEO sau un co-director executiv. Exact. Da? Un AI nu poate identifica, de exemplu, în resurse umane, el nu poate identifica o persoană potrivită sau nepotrivită, el nu poate caracteriza acea persoană. Nu, doar calculează randamente, exact. Evident. Bun. Și, bun, hai să vorbim un pic și despre creativitate, că nu ți-am dat deloc cifre. Majoritatea respondenților la acest studiu spun că AI-ul are aceste competențe în domenii creative. 62% cred că este un producător credibil de opere de artă. Am văzut și păreri contrare, dar uite că a evoluat. Nu mai reușești să faci distinția între un produs, o operă generată de AI sau nu în ultima perioadă. Mai mult de jumătate, adică 57%, circa 57% dintre respondenți ar vrea să folosească inteligența artificială și pentru a-și desfășura viața de zi cu zi mai eficient, spun ei. Oarecum. Uite, poate ar mânca mai sănătos și ar ajuta AI-ul cu rețete, spre exemplu. Hai să vorbim puțin și despre Eșantion, da? Acest sondaj Kaspersky a fost făcut în luna iunie acestui an, 10.000 de respondenți, câte 1.000 de respondenți din Regatul Unit, Germania și Franța și câte 500 din Spania, Italia, Portugalia, Brazilia, Mexic, Rusia, Kazakhstan, India, China, Indonezia, Turcia și altele. Și acum hai să trecem la un pic... Noi le-a fost teamă să vină. Da, România nu face parte din încă acest sondaj. Hai să dăm și câteva exemple concrete, da, de roboți care se află în funcții de conducere, dar, repet, însoțiți de actualul CEO, respectivul un director de școală, da? Abigail Bailey, primul robot director din lume, conduce o școală. Este vorba de Cottesmore School, o școală pregătitoare din Marea Britanie. La ce folosește acest robot? Sfaturi în diverse situații pentru Tom Rogerson, directorul școlii. Exemple, modul în care trebuie să-și sprijine colegii de serviciu, cum să-i ajute pe elevii cu ADHD, poate să redacteze politici școlare, da? Și are o tehnologie care funcționează similar cu ChatGPT. Atenție o secundă, nu este CEO, nu este director de universitate, este la o școală pregătitoare, inteligență artificială, da, ca un exact ca un ChatGPT, unde directorul propriu zis, CEO-ul, dacă vrei, că suntem în business, îi cere ceva, îi dă niște idei, poate noi, poate la care el nu s-a gândit, deci se ajută de această inteligență artificială și în plus mai poate fi și o modalitate de promovare a școlii în momentul de față. De ce? Pentru că mai este un robot la aceeași școală, Jamie Reiner, spre exemplu. Deci nu e un caz singular, au doi. Da, doar că primul este numit de directorul școlii co-director executiv. Deci are o funcție oficială. Și am și o declarație a directorului din presa străină. A fi un lider de școală, un director, este o muncă foarte singuratică. Bineînțeles că avem grupuri de directori de școli, dar simplul fapt de a avea pe cineva sau ceva care să te ajute în acest loc singuratic este foarte liniștitor. Deci aici putem trage concluzia că oamenii nu vor să se simtă singuri și apelează la AI. Deci nu tot la oameni. Așa. Exact. Bun. Tot la această școală și elevii au primit fiecare un chatbot individual pentru a-i ajuta să-și înțeleagă stilurile individuale de învățare. Doi, acum că mergem pe partea corporei, da, trecem de o instituție, Mica, da, a fost numit în funcția de director al companiei Dictador, un producător polonez de băuturi alcoolice și hai să și vedem. I don't really have weekends. I'm always on, 24/7, ready to make executive decisions and stir up some AI magic. Le știe cu vorbirea. Am să recunosc. Mai avem ceva pe listă?
Da, mai văd aici Mistangyu, da, o companie chineză de metavers, NetDragon, Websoft, a numit-o pe Mistangyu un robot umanoid virtual cu inteligență artificială în funcția de director executiv al Departamentului de Organizare și Eficiență. Ca principalul departament al companiei. Eficiență, și... ținem cont, da. Și despre toate astea vreau să vorbim cu Petru Trâmbițaș, fondator al WellCode, furnizor de cursuri de programare IT și servicii de mentorat, care și pregătește, da, în prezent, viitorii programatori de top. Bun găsit! Bun găsit! Bine v-am găsit, da! Spune-ne, Petruția, AI-ul job-ul de CEO? Job-ul meu nu, dar cu siguranță mi-l face mult mai ușor. Deci pentru mine este o îmbunătățire foarte binevenită. Bun, hai să trecem la treabă. Am tras câteva concluzii principale din noul studiu Kaspersky. Acum vreau să te întreb pe tine. Poate fi inteligența artificială un manager, un CEO superior și de ce da, de ce nu? Cred că e un răspuns nuanțat în funcție de domeniu. De exemplu, poate să fie un manager foarte bun în domeniile acoperite de customer support, vânzări, poate să facă foarte bine partea de supervizare. Chiar am avut câteva colaborări pe partea asta în care aveam diverși antreprenori care aveau nevoie să-și supervizeze mult mai bine echipa, doar că nu poți să asculte toate discuțiile pe care le are un departament întreg de customer support. În schimb, un AI pe baza unor instrucțiuni poate să vină cu un raport, câte call-uri au fost bune, câte au nevoie de îmbunătățiri, care sunt îmbunătățirile care trebuie făcute conform procesului definit de către companie. Deci nu cred că se pune problema înlocuirii totale, cum am zis mai devreme, AI-ului îi lipsește partea umană, doar că acum un team leader, în loc să aibă 7-10 oameni în echipă, poate să aibă 20-30, adică taie foarte mult din munca de rutină și munca, să zicem, administrativă. Bun, concret, mai în viitor, așa, cam ce atribuții de leadership pot fi lăsate în seama AI-ului? Nu știu dacă neapărat atribuții de leadership, nu am testat partea asta, n-am verificat cât de bine ia decizii. Posibil să le ia foarte bine dacă are un set de principii, și unde am lucrat cu partea asta și am văzut un impact foarte mare sunt în task-urile astea de rutină, pentru că orice lider, pe lângă conexiunea cu oamenii și motivarea și chestiile astea umane, mai intervin și lucruri de analiza de rapoarte, procesare de date, și acolo practic se mișcă mult mai repede, mult mai bine și poate să ia decizii mai bune pentru că poate să proceseze mult mai multe date. Bun, așa de final, aș vrea să te întreb, cum vezi tu implementarea AI-ului și piața de AI la nivel general, i-am spune, da, în România? În România avem o problemă foarte mare cu cantitatea de date pe care e antrenat AI-ul. Adică tot ce am vorbit până acum, vorbim despre limba engleză, instrucțiuni scrise în engleză, și se simt diferențe semnificative de calitate, în sensul în care pentru limba română calitatea este mai scăzută. Deci putem să zicem că suntem mai norocoși decât dacă ne gândim, vai de mine, o să-mi înlocuiască AI-ul job-ul, dar în același timp asta poate să reprezinte o oportunitate pentru unii să vină cu soluții personalizate pentru piața din România. Mulțumim tare mult pentru discuție, succes în tot ceea ce faci și te mai așteptăm pe la noi!